În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, dragi frați și surori, Hristos a înviat și pentru că Hristos este viu, spunem de fiecare dată când ne întâlnim unii cu alții, cu ochii plini de bucurie, slăvit să fie Domnul. Este ziua sărbătorii credinței noastre, este sărbătoarea credinței noastre, învierea Domnului Iisus, și pentru că poate astăzi a fost mai greu, am fost mai obosiți, am fost mai implicați fiecare dintre noi în programele din parohiile noastre, poate, și cumva am fost mai obosiți, dar asta nu ne-a împiedicat pe niciunul dintre noi să fim bucuroși că Domnul Iisus este viu, să dăm slavă Domnului încă o dată că Domnul nostru este viu. Aș vrea, pentru minutele care ne-au mai rămas, să rămânem la Evanghelia de astăzi. Este poate curios că în ziua Învierii Domnului Iisus, în Duminica Învierii Domnului Iisus, n-a fost rânduit de Sfinții Părinți să se citească o Evanghelie care să vorbească despre Învierea Domnului Iisus. Niciun fragment din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, din cele patru Evanghelii, care vorbesc despre Învierea Domnului Iisus, n-a fost spus să fie Evanghelia acestei zile. Și în înțelepciunea Sfinților Părinți care au rânduit citirea Evanghelilor în cadrul Sfintelor Liturghii, au pus pentru astăzi, pentru Duminica Învierii Domnului Iisus, să se citească din primul capitol al Evangheliei după Ioan. Fratele Sabin a dat citire acestor versete din capitolul 1, Evanghelia după Ioan, și cred că spre bucuria noastră au fost rânduite aceste versete să fie citite pentru noi. Nu versete care să vorbească despre învierea Domnului Iisus, ci versete parcă care n-ar avea nicio legătură cu sărbătoarea de astăzi. Asta numai în aparență, că în profunzimea lucrurilor au o așa de frumoasă și de mare legătură cu sărbătoarea de astăzi. De aceea, pentru momentele, pentru timpul care ne-a mai rămas, haideți să rămânem în continuare la Evanghelia acestei zile și să scoatem câteva, doar câteva lucruri folositoare pentru sufletul nostru, învățături folositoare pentru sufletul nostru, pentru că fiecare cuvânt care a fost citit astăzi la Sfânta Liturghie ca Evanghelia zilei este încărcat de învățătură pentru noi și putem fiecare dintre noi să ne bucurăm așa de mult. Iată că în această zi a Învierii Domnului Iisus, cuvântul lui Dumnezeu începe așa de frumos. Cuvântul scris al lui Dumnezeu începe așa de frumos. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Slăviți să fie Domnul! Este atât de important să înțelegem ce legătură există între aceste versete și sărbătoarea Învierii Domnului Iisus. Și dacă am fost atenți la ceea ce a spus fratele Sabin, citind din pastorala de înviere a mitropolitului nostru Ioan, se amintea acolo despre ziua a opta. Despre ziua a opta. Și această zi a opta este ziua Învierii Domnului Iisus. Cu toții știm că etapele creației
au fost împărțite în 7 zile. 6 zile Dumnezeu a creat. Pe cine a creat în ultima zi? Pe nimeni. În a șaptea zi Dumnezeu n-a creat pe nimeni. A fost o zi de bucurie, ziua 7-a. În a 6-a zi l-a creat pe om, în ultima zi. Ultima creație a lui Dumnezeu a fost omul, bărbatul și femeia, în ziua 6-a. Și în a 7-a zi s-a odihnit. După această etapă au urmat toate evenimentele pe care le cunoaștem. Căderea omului, ispitirile, suferințele, greutățile, lumea întreagă, creația întreagă a căzut sub stăpânirea celui rău, a căzut în această durere și suferință despre care Sfântul Apostol Petru chiar amintește într-una din epistole că întreaga creație suferă și suspină și așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu, așteaptă întreaga creație izbăvirea de sub stăpânirea celui rău. Și iată că vine această zi a salvării, această zi în care Dumnezeu, o nouă etapă în ordinea creației, dacă vreți, în care Dumnezeu răscumpără și înnoiește întreaga creație. Și această zi este ziua învierii Domnului Iisus. Prin această zi a învierii Domnului Iisus, Dumnezeu aduce o nouă etapă creației sale, etapa salvării, etapa înnoirii. Și fiecare dintre noi ar trebui să avem în viața noastră această a 8-a zi, dacă vreți, învierea Domnului Iisus. Pe acestea 7, pe cele 7 le avem. Avem creația materială care este în jurul nostru, avem și ziua de odihnă, dar avem nevoie și de învierea Domnului Iisus. Avem nevoie și de această zi a 8-a, a învierii Domnului Iisus. Pentru că săptămâna a rămas împărțită în aceste 7 zile pe care le cunoaștem, calendaristice. Noi duminica sărbătorim pe Domnul, sărbătorim învierea Domnului și este prima zi din săptămână. Duminica este prima zi din săptămână, dar practic în ordinea creației este ziua a 8-a. Pentru noi, învierea Domnului Iisus, cea pe care o sărbătorim în fiecare duminică, în prima zi a săptămânii, de fapt sărbătorim ziua 8-a, a recreației, a reîntoarcerii la viață a creației lui Dumnezeu. Și practic, cum am spus, în viața fiecăruia dintre noi trebuie să existe această înviere a Domnului Iisus în viața noastră. Despre faptul că Dumnezeu a creat universul acesta s-a vorbit, cunoaștem și e foarte bine să știm lucrurile acestea. Când Dumnezeu a creat din cele 3 persoane ale Sfintei Treimi. Sfânta Treime este o taină. Aici ai nevoie de credință. Nu se poate explica în cuvinte. Au încercat oamenii să dea tot felul de interpretări și comparații, să compare ceva material cu Sfânta Treime. Ca să-i facă pe oameni să înțeleagă că se poate să fie și 3 stări într-o singură ființă. Și au zis, de exemplu, au dat exemplu soarelui. Lumină, căldură și materie. E departe această comparație de ceea ce este Sfânta Treime. Ideea e că Dumnezeu, Sfânta Treime, când a creat, El a creat prin cuvântul Său, a doua persoană din Sfânta Treime. Dumnezeu a rostit, cuvântul lui Dumnezeu s-a auzit și s-a făcut. Cuvântul lui Dumnezeu este izvorul creației. Dumnezeu n-a folosit nimic material pentru a crea, pentru că nu exista nimic. Tot ce a creat Dumnezeu a izvorât, dacă vreți, din a doua persoană din Sfânta Treime, pe care noi o numim Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce există și în cer și pe pământ, tot ce există a izvorât din a doua persoană din Sfânta Treime. Izvorul acesta noi îl numim Cuvântul lui Dumnezeu.
Când a venit căderea în lume și prin om a căzut întregul univers, întreaga creație, și cerul și pământul au căzut, s-au cutremurat la căderea omului. Totul s-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a rătăcit. Cel care a venit să salveze creația a fost cel care a creat. Izvorul creației, care mai întâi a fost izvorul creației, cuvântul lui Dumnezeu, a venit să fie salvatorul creației. Tot cuvântul lui Dumnezeu întrupat în Domnul Iisus Hristos. Și tot acest cuvânt al lui Dumnezeu, care la început a fost izvorul creației, după aceea izbăvitorul creației, salvatorul creației, mântuitorul creației, la sfârșit ce va fi? Judecătorul creației. Ce fericiți sunt cei care în viața aceasta se întâlnesc cu Mântuitorul ca Mântuitor, cu cuvântul lui Dumnezeu ca Mântuitor. Aceștia nu vor avea parte la sfârșit de judecătorul cuvântului Dumnezeu, pentru că le-a fost Mântuitor mai întâi. De aceea fiecare dintre noi, veșnicia și judecata veșnică ne-o rezolvăm acum aici pe pământ prin întâlnirea noastră cu Domnul Iisus, care este izbăvitorul nostru, Mântuitorul nostru. Aș vrea să citesc câteva versete mai departe din Evanghelia acestei zile, pentru că sunt atât de importante să mergem pe ele mai departe. Nu era el lumina, ci a venit să mărturisească despre lumină, vorbește despre Ioan. Lumina aceasta era lumina adevărată, care luminează pe orice om venind în lume. Aici vorbește deja despre Domnul Iisus. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, așa cum am spus, dar lumea nu l-a cunoscut. Lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor, și aici să fim foarte atenți la acest verset 12 din capitolul 1 din Evanghelia după Ioan, că rămânem un pic mai mult la acest verset. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Le-a dat dreptul celor ce cred să se nască din Dumnezeu. Poate cea mai frumoasă, după părerea mea, interpretare pe care am auzit-o și am citit-o, dar de fapt am auzit-o înregistrată la acest verset 12 din Evanghelia după Ioan, aparține fratelui Traian Dorz. L-am ascultat pe fratele Traian tălmăcind aceste versete, înregistrat pe casetă de mult. Și spunea fratele Traian, cum interpreta fratele Traian acest verset? Și ne sfătuia și pe noi. A zis așa fratele Traian, le-a dat dreptul prin botez să se nască, să se facă prin ce? Prin credință. Haideți să mai citim o dată versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, deci l-au primit pe Domnul în viața lor, tuturor celor ce l-au primit pe Domnul în viața lor, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul, le-a dat dreptul, cum le-a dat dreptul? Prin botez. Noi, intrând în biserică, atunci când am fost botezați, am primit acest drept să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Dreptul acesta l-am primit prin botez. L-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și cum ajungem noi să fim copii ai lui Dumnezeu? Credem în Domnul Iisus, credem în El, l-am primit pe El în viața noastră. Cum ajungem noi să ne facem copii ai lui Dumnezeu? Și zice aici mai departe Sfântul Evanghelist Ioan, născuți. Deci ajungem să fim copii ai lui Dumnezeu printr-o ce? Printr-o naștere din nou.
născuți nu din sânge, nu din sânge, din sânge ne-am născut atunci când ne-au născut părinții noștri, născuți nu din sânge, nici din voia vreunui firilor, din voia firilor, că firea omenească nu se poate naște din nou prin propria ei voință. Un om, dacă ar vrea el, prin puterea lui, să schimbe viața, el nu poate să și-o schimbe. Pentru că firea noastră omenească este supusă celui rău, păcatului de la protopărinții noștri, Adam și Eva. Noi aveam nevoie de o intervenție din afară, de un ajutor divin, ca să ne putem schimba, să ne putem înnoi ființa. Și zice aici, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Frați și surori, dragi, vedeți ce chemare înaltă ne-a dat Dumnezeu nouă? Dumnezeul acesta care a creat universul întreg, pe care mintea omenească nu-l poate cuprinde. Am zis că este infinit universul acesta, pentru că nu-l putem cuprinde. Dumnezeul acesta vrea ca noi să fim copiii Lui. Vrea să fim născuți din Dumnezeu. Culmea. Noi ne-am obișnuit să zicem că suntem născuți din oameni. Suntem născuți din oameni, avem părinți oameni. Dar zice aici apostolul Ioan, atât de puternic și apăsat, născuți din Dumnezeu. Chemarea noastră este să ajungem să fim copii ai lui Dumnezeu. Să fim născuți din Dumnezeu. Nu fiii lui Adam, nu fiii lui Avram, nu fiii de oameni, ci născuți din Dumnezeu. Și fratele Traian Dorz, mă întorc la frăția sa, interpretează așa de frumos lucrul acesta și amănuntul acesta și spune că în biserica noastră ortodoxă am primit dreptul acesta de a fi copii ai lui Dumnezeu prin botez, atunci când părinții noștri și trupești și duhovnicești ne-au adus și ne-au botezat în numele Sfintei Treimi. Am primit acest drept să ne naștem din Dumnezeu. Dar dreptul acesta poate să rămână zadarnic, pentru că e una să ai un drept și să te folosești de dreptul pe care îl ai, și alta să ai un drept, ai dreptul să folosești nu știu ce, dar nu-l folosești. Aia e altceva. Ai dreptul să folosești, folosește dreptul acesta. Ai dreptul să fii copil al lui Dumnezeu. Ai dreptul să te naști din Dumnezeu. Folosește dreptul acesta. Și cum folosești dreptul acesta? Fratele Traian spune, dreptul îl folosești prin credință. Primești dreptul prin botez ca să te faci copil al lui Dumnezeu prin credință. De aceea, nașterea aceasta din nou, cum o numim noi și am repetat de multe ori subiectul acesta, nașterea aceasta din Dumnezeu este absolut necesară credința pentru ca să se producă. Un om nu se poate naște din nou, nu se poate naște din Dumnezeu dacă nu crede în Domnul Iisus și dacă rămânem numai la atâta, n-am spus tot. Dacă rămânem numai la atâta, numai la credință, n-am spus tot. Dreptul prin botez, să te faci prin credință și această credință, cum se manifestă? Ia auziți cum începe versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, nu e suficient să crezi, adică celor ce cred în numele Lui. Vedeți? Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui. Cumva se subînțelege că l-ai primit pe Domnul Iisus în viața ta, se subînțelege că crezi în El. Și dacă spui că crezi în El, se subînțelege că l-ai primit pe Domnul Iisus în viața ta. Așa ar fi corect și normal. Practic se întâmplă altfel. Practic, mulți spun că cred în Domnul Iisus, dar în viața lor nu l-au primit.
cred în Domnul Iisus, dar în viața lor nu l-au primit. Și participă la frământarea aceasta care e în lumea creștină de sărbătoarea învierii Domnului Iisus. Participă și se străduiesc să sărbătorească fiecare cum pot. Că cred în Domnul Iisus în felul în care cred, dar nu l-au primit pe Domnul Iisus în viața lor. Dreptul prin botez să ne facem prin credință, care înseamnă să-L primești pe Domnul Iisus în viața ta. Aceasta este ziua a opta. Aceasta este învierea Domnului Iisus. Să-L primim pe El în viața noastră. Pentru că ce Duhul de viață, cum spune într-un loc în Sfânta Scriptură, Duhul de viață care era în El, n-a putut să-L lase pradă morții, putrezirii, ci Duhul de viață care era în El l-a înviat. Duhul care îl primim fiecare dintre noi prin credință, atunci când îl primim pe Domnul Iisus în viața noastră, Duhul acesta de viață, Duhul lui Hristos, pentru că nu există diferență între Duhul Sfânt și Duhul pe care l-a avut Hristos, după învățătura noastră ortodoxă vorbim acum. Duhul lui Hristos este Duhul Sfânt. Duhul care l-a avut Hristos și care l-a înviat din morți vine peste fiecare dintre noi și zice că este arvuna. Noi am primit prin credință arvuna Duhului. Știți ce înseamnă arvună, nu? Am primit această arvună prin credință. Arvuna vieții veșnice. Care e arvuna vieții veșnice pentru noi? Ce ne-a dat Dumnezeu ca arvună pentru viața veșnică? Adică într-o tranzacție, îi dai arvuna, nu-i dai toți banii de la început, îi dai arvuna și la un moment dat îi dai și diferența. Asta e arvuna. Arvuna vieții veșnice pentru noi este Duhul Sfânt. Arvuna vieții veșnice pentru noi este Duhul Sfânt. N-am primit toată viața veșnică acum, că încă suntem în viața aceasta. Dar am primit arvuna vieții veșnice, care este Duhul lui Hristos, Duhul de viață, Duhul care are putere asupra morții, Duhul care l-a înviat pe Hristos și care ne învie și pe noi. Dar mai întâi, până la a doua înviere, mai întâi acum trebuie să trecem prin învierea la o naștere din nou, prin primirea Domnului Iisus în viața noastră. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne dea fiecăruia această bucurie a faptului că suntem copii de Dumnezeu, că l-avem pe Dumnezeu ca Tată, să conștientizăm că Dumnezeu este Tatăl nostru. Și așa cum un tată pământesc are grijă de copiii lui, așa și Tatăl nostru cel ceresc, Dumnezeu cel adevărat, are grijă de fiecare dintre noi. Și știe fiecare detaliu din viața noastră și vrea ca fiecare detaliu din viața noastră să fie o bucurie pentru noi. Nu se pot întâmpla aceste bucurii fără prezența lui Dumnezeu în noi. Slăvit să fie Domnul, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vom mai cânta o cântare, după care ne vom ridica să facem rugăciunea de încheiere. Și mâine nu o să avem adunare, suntem mulți dintre noi plecați. Ne vom întâlni duminica viitoare, când copiii pregătesc serbarea de înviere. Slăviți să fie Domnul, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.